Adevărata mărturisire este să spui ce vrei să nu spui și să spui ce te apasă, nu ce vrei tu să arăți la prima vedere. Aia e spovedania adevărată. De-aia nici n-am pus vreodată accent pe faptul că îți dai tu pantofii cu cremă sau ți-ai pus cercei și te-ai parfumat sau ți-ai luat o haină nouă. Alea le roade rugina, le mănâncă molea, le fură furii, le sparg tâlhare, le-ai folosit și te-ai dus. Și dacă vreți să râd de fariseii actuale ai societății, vă spun un singur lucru. Toată lumea se crede bogată. Nu știu câți sunt aia care îți putrăți de avere, că Dumnezeu nu are treabă cu banii lor. Să nu trăiți vreodată cu impresia că stă Dumnezeu stresat sau îl deranjează că ai tu patru saci cu bani. Dar vă întreb un lucru, dacă vă credeți cu adevărat bogați, ați ajuns vreunul la măsura lui Avram sau a lui Iov să aveți 100 de slugi sau 1000 de slugi cu brâu de aur? Nu. Sluga la voi nu-și primește nici salarul. Sluga la voi nu-și primește minimul pe economie. Dacă puteți și de acolo îl impozitați, și de acolo îi mai luați 5 lei, nici aia care îi merită nu-i dați. Vedeți ce bogați suntem? Când vei fi cinstit cu cel de sub tine, vei împlini porunca Scripturii. Ăsta e postul care îmi place. Să dezlegi nedreptatea, să nu lași pe sărac flămând, să nu oprești plata slugii, să oprești nedreptatea, să nu te răzbuni pe cel care nu-l suporți și să ierți pe cel care îți greșește. Acesta e postul care îl vreau, spune Isaia pe la capitolul 50. Deci vedeți cât de săraci suntem? Cine are slugi cu brâu de aur? Nimeni! Și când a rămas Iov pe groapa de gunoi, ia să vezi un sărac din ăsta bogat din zilele noastre, când îl înșfacă ăștia cu legea și îi pun sechestre, îi iau tot, și el se sinucide. Pentru că el s-a construit un imperiu de nisip, cum spune Scriptura, mișcător, totul se dărâmă. Și nu rezistă în fața ispitei. Dar Iov, după ce a pierdut și copiii și casă și averi și tot, și-a rupt și hainele de pe el, s-a considerat prea bogat în haină. Și a zis, Doamne, cum ți s-a părut, așa ai făcut. Fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în viață. Iată vameșul de care am nevoie. Și ca să încheiem că vameși suntem toți, v-am explicat și am discutat de problema vămeșiei când am vorbit de vameșul Zaheu. Și nu vreau să repet aceeași chestiune de două ori, ci doar selectiv vă amintesc. Întotdeauna suntem vameși cu noi când trebuie să ne gustorim iertarea noastră, circumstanțele noastre, interesul nostru, reușitele noastre, față și de semeni și de Dumnezeu, să fim cât mai curați și mai nevinovați. Și asta Dumnezeu rupe în două și condamnă când spune toată dreptatea omenească înaintea lui Dumnezeu e o cârpă lepădată. Deci degeaba îmblăm noi ca la tribunal că n-a știut, că n-a mai făcut, că e tânăr, că nu știe, că nu și-a dat seama. La astea nu țin la Dumnezeu. Dumnezeu cântărește și gândurile, Dumnezeu cântărește și intențiile și premeditările. Deci când eu repet de 50 de mii de ori că cu tare-i prost sau cu tare-i hoț sau cu tare-i curvar sau cu tare-i nenorocit ca să-i stric imaginea, aceea nu intră la neștiință. Aceea intră la demonizare. La demonizare. E acel principiu al societății. Zi odată, zi de două ori, zi de 10 ori, zi de 1000 de ori, până toți se vor obișnui cu această expresie și vor crede că e așa. Ei, la Dumnezeu nu e așa. La Dumnezeu e cu totul altfel. Cel pe care îl crezi tu de nimic, poate înaintea lui Dumnezeu strălucește. Cel care îl crezi tu gunoi, poate la Dumnezeu e mărgăritar. Și tu care te crezi mărgăritar, poți să nu strălucești înaintea lui Dumnezeu. Deci ăsta e vameșul spre care trebuie să avem atenție. Cum v-am spus, vameșul când și-a dat seama de greșeli, nu le-a mai cântărit. Nu le-a mai spovedit zicând, Doamne, după miezul nopții am luat o gură de apă și nu știu, părinte, ce să iau acum, întâi aghiazmă sau anafură. Nu. El a spus așa, Doamne, jumate din averia săracilor, pentru că știa că de acolo și câștigat-o, și vă repet încă o dată pentru vameșii noștri moderni, societatea vă îmbogățește pe voi, nu voi societatea, că dacă n-ar fi tributarii, n-ar fi perceptorii, adică vameșii, și în respect
pentru tributari, trebuie să-ți aduci aminte întotdeauna că e un Dumnezeu deasupra. Și dacă tu nu-ți faci conștiință și dreptate pentru subalternul tău, îți va face Dumnezeu ție și mustrare și certare. Pentru vame și mici la fel. Dacă nu vei vrea tu să-ți îndrepți păcatele tale și să conștientizezi că insiști pe răutate, pe dușmănie, pe rele, pe orgolii, pe mândrie, pe ambiții, pe lucruri prostești, Dumnezeu îți va da atâtea belele, cum spune Isaac Sirul, omului mândru Dumnezeu îi dă atâtea încercări până le puizează, adică până îl obosește. Când te smerești tu, nu te mai smerește Dumnezeu, dar când te înalți tu, te coboară Dumnezeu.